Hristos a înviat! Bine ați venit! Începem lucrările ședinței de astăzi. Ședința ordinară în luna lui aprilie. Cu ordinea de zi pe care fiecare din dumneavoastră cred că ați primit-o. Cu materialele necesare. Care se suplimentează cu încă două proiecte. Vom supune la vot suplimentarea ordinei de zi cu încă două proiecte. Vă rog, doamna secretar. Deci avem proiectul privind aprobarea planului urbanistic zonal pentru obiectivul amplasament ansamblu de locuințe, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare, strada Ion Simionescu, stat Hemeiuș, comuna Hemeiuș, afalat în proprietatea domnilor Patrice Gabriel și Patrice Camelia. Următorul proiect este aprobarea participării Comunei Hemeiuș în cadrul Planului Național de Redresare și Rezidență, componenta 10, fondul local, investiții 1:1, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziție de vehicule nepoluante și depunerea proiectului modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău. Cine este cu pentru suplimentarea ordinei de zi? Bun. Înainte de a începe, domnul primar, să votăm procesele verbale din data de 28 martie 2022 și 8 aprilie 2022. Cine este pentru? Da. Pentru că la ședința trecută, când am avut pe ordinea de zi raportul de specialitate, colegii din Consiliul Local au avut unele întrebări de pus. Colega noastră de la urbanist a oferit niște răspunsuri, dar nu au fost răspunsurile care să-i mulțumească pe domnii consilieri. Am adus din nou acest proiect în fața dumneavoastră. De data asta și doamna Eugenia Beurean, cea care a implementat proiectul, să putem obține toate informațiile pe care ne le dorim și totodată să vă expunem raportul dumneei ca răspuns către solicitările făcute de noi. Eu o să dau citire la răspunsul doamna, după care dumneavoastră o să adresați întrebări și doamna o să vă răspundă. Referitor la PUZ, ansamblul locuințe, împrejmuire teren și racord utilități tehnico-edilitare, investitori Patrice Gabriel și Patrice Camelia, amplasament Comuna Hemeiuș, stat Hemeiuș, strada Ion Simionescu, județul Bacău. Având în vedere adresa instituției dumneavoastră, numărul 2383 din 22.02.2022, prin care transmiteți observațiile Consiliului Local privind planul urbanistic zonal înaintat spre analiză și avizare, vă aducem la cunoștință următoare. Acest PUZ a fost analizat de către Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, care funcționează la nivelul Consiliului Județean Bacău și este formată din reprezentanța instituțiilor avizatoare și specialiști atestați în domeniul urbanismului, reprezentanța ai ordinilor arhitecților din România și ai registrului urbaniștilor din România. Ca urmare, a votului exprimat de membrii Comisiei Consiliului Județean Bacău a emis avizul de oportunitate numărul 6 din 14.3.2022, aviz anexat documentații depuse anterior. Drumul de acces propus este reglementat cu respectarea hotărârii de guvern 525 din 1996, ordonanța de urgență 43 pe 1997, privind regimul drumurilor și a ordinului 50 pe 1998, privind aprobarea normelor tehnice, privind proiectarea și realizarea străzilor în localitățile rurale. Drumul are reglementată platformă de întoarcere pentru autospeciale de pompieri, ambulanță și de salubritate și a fost astfel gândit încât să permită prelungirea lui spre est, unde ar trebui să se intersecteze cu o cale de circulație majoră, al cărui traseu să urmărească direcția căii ferate. Nu există normativ de proiectare drumuri care să prevadă alveolă de întoarcere la mijlocul lungimii drumului, așa cum se solicită la adresa instituției dumneavoastră, drumul este propus a fi balastat. Aici au fost probleme, pentru că
una din probleme. De obicei, după ce își iau case și sunt și proprietari de terenuri, de drum, vin și spun, dar nouă când ne asfaltează strada. Iar parte din investitorii noștri care au început să facă asemenea case, îl pun pavel și pregătesc că îl predau în regulă. Și noi nu mai avem probleme. Înțeleg foarte bine cerința dumneavoastră, în care loc eu, o lucrare de urbanism evoluează în niște etape. Eu trebuia să scriu acolo că în prima fază este balastare, pentru că pe măsură ce se construiesc etapizat construcțiile, vor trebui racordate și atunci drumul tot este săpat. Păi noi, din experiența colegilor din Consiliul Local, noi cu chestiile astea ne confruntăm an de an și lună de lună cu tot felul de probleme. Ținând cont și de celelalte cartiere care nu au mai fost asfaltate. Tot la fel. Investitorul le-au construit, le-au vândut și au luat mâna și la revedere. Noi nu putem asfalta din cauza conjuncturii bancare. Trebuie specificat chestia asta. Aceste construcții se fac etapizat, mie așa mi-a explicat beneficiarul și atunci bănuiesc că vrem să evităm aceste șanse. Dar nu stăm bine cu beneficiarul până ok, eu am o variantă de răspuns la lucrul ăsta, să spun că la final se va asfalta. Pentru că vă spun un lucru. Noi acest drum tot zice, lasă că îl predăm în domeniul public. Nu îl putem prelua pentru că acei proprietari au credite la bănci. Banca nu-i dă cartea funciară liberă de sarcini pentru că este dator. Și din 50, e de ajuns unul să nu fie de acord, că aveam cazuri unde sunt 6 pe un drum și nu vor, unul din ei nu vrea. Da. Noi nu putem obliga. Noi n-am avut resurse și nu avem încă la ora actuală să asfaltăm drumurile care sunt în domeniul public la ora asta. Dar minte, încă vreo 80 și ceva de drumuri care sunt în sunt în urbanism de niște decenii, ca să zic așa, toate lucrurile astea le știu. Dar, mă rog, trebuie găsit o cale de mijloc ca nici să nu blocăm. Gândiți-vă și la noi. Mă gândesc la 100 de case, la 150 de case pe an. Cu nu știu câte drumuri din astea, ce facem? Da. E o povară prea mare pentru bugetul nostru. Noi n-aveam. Ne-a face noi, ne-am luat cu mare drag. Vă dați seama, dacă a fi așa de ușor, le-am asfaltat și am terminat. Deci aveți toată autoritatea și puterea de a folosi această pârghie. Domnule, asfaltat. Pe 400 de metri lungime. Eu zic că ar fi nevoie de o alveolă sau de un drum de întoarcere. Gândiți-vă că sunt 400 de metri. Pot să vă explic. Deci aceste alveole, dacă știi, este cineva de specialitate drumar sau a auzit ceva, aceste alveole sunt prinse pentru drumuri care nu au această lățime. Lățimea asta de 9 metri a domeniului public sau, mă rog, a drumului din diviziune, din gard în gard, care cuprinde și carosabil și pietonal, având în vedere că acest carosabil este de 7 metri, n-am nevoie de o întoarcere. Dar dacă drumul este doar de 3 metri, doar de 4, doar de 5, doar de 6, că am văzut fel de eu rezolvări. Eu vă duc și mă arăt concret. Drum de 7 metri cu mașini parcate și pe stânga și pe dreapta și nu au avut cum să treacă mașina de dezăpezeț sau mașina de gunoi. Că le parchează cum vor fiecare, că e strada lor. Eu de asta m-am amintit de 525, pentru că 525 spune că parcarea autovehiculor nu se face în acest drum, se face pe lot. Este chiar articol în 525. Da, este drumul care aveți loturi de 200 de metri pătrați. Unde faceți asta? Am explicat. Citim în continuare. Așa, să nu uităm că acest cartier vine în continuare altor case care deja sunt făcute și drumul există. De asta spun că, eu știu, ferească Dumnezeu de un incendiu. Nu mai spun de un loc de joacă pentru copii. Pe acolo 200 de persoane o să fie prea ușor, pe o străduță. Unde se duc copilul așa? Unde se joacă? Străduța asta răspunde normativului care l-am scris acolo. Este vorba de carosabilul ăsta de 7 metri, iar asigurarea întoarcerii pompierului, a gunoierului, este asigurat de acea platformă, care nu arată ca platformă, este o rezolvare care face economii de spațiu, dar este conform normativelor și are raza aia de minim 8 metri, ca să poată întoarce în orice auto. Păi noi la zona de siguranță a linii feratică? Nu, suntem la niște sute de metri. Da, în fine. Prin pus s-a reglementat și memoriu câte un loc de parcare pentru fiecare lot în parte,
pentru care s-a rezervat teren în interiorul lotului propriu. Așa conform, scrie în acest sens s-a reglementat retragerea zonei edificabile cu 3,5 și 4,5 metri față de limita laterală de vest a fiecărui lot în parte. Deci față de data trecută s-a asigurat câte un loc de parcare pentru fiecare în interior. Menționa... Și data trecută, dacă îmi lăsați planșa originală, pot să vă arăt acolo că de data trecută s-a rezolvat acest lucru. Eu am venit suplimentar cu o planșă care ilustrează ca să înțeleagă tot omul cum se întâmplă. Niciunul nu este de specialitate dintre noi. Păi nu, de asta zic că am suplimentat planșa, dar rezolvarea locului de parcare este făcută încă din prima planșă și este scris în memoriu și regulament. Iar revin la cele din experiență. Vă duc pe toate străzile private să vedeți dacă găsiți o mașină în curte. Foarte rău, trebuie amendat, adică lucrul lor ce se face. Acest tip de lucrare... A cine se lamentează pe drum? Pe drumul privat cine lamentează? Deci n-ai acces. Deci n-ai acces pe drum. Menționăm că PUC Comuna Himeș, aprobat prin HCL din 15.04.2021, prevede doar câte un singur lot de parcare la una 5 locuințe individuale cu lot propriu. Bănuiesc că și PUC-ul ăsta, când a fost implementat în 2012, poate nu erau atâtea case, nu se ținea cont de atâtea probleme. Nu, regula este din 1996. Mai rău. În plasa de reglementări urbanistice se evidențiază doar zonificarea, nu și locurile de parcare potrivit ghidului privind metodologia de elaborare și conținutul cadrului pus. Pentru a evidenția locurile de parcare, vă anexăm o planșă suplimentară ilustrare urbanistică, care să faciliteze înțelegerea unor viitoare posibilități de mobilare. Spațiile verzi reglementate prin PUS sunt favorabile și calculate cu respectare HG 525/1996. Iar e o chestie foarte, foarte veche și acelor solicitate prin certificatul de urbanism din 5.08.2021. Da. Deci spațiul verde este calculat conform acestor normative. Așa este, dar gândiți-vă acolo unii 100 de copii. Unde o să meargă să se joace, doamne? În 100 de metri pătrați, nu știu, nu este un spațiu. În 200 de metri pătrați cu parcare și cu tot. Cu mașini și cu lătaș. Nu, este 800, sunt 800 de metri pătrați. O să fie 800. Până la 200 de metri, lotul e 200. Deci acel spațiu verde este 800 de metri pătrați și este calculat, dacă vreți vă explic cum se calculează după noi. Deci l-a spus în capăt, merge copilul de la stradă 400 de metri să joace jumătate de kilometru. Mi s-a părut că acolo e mai în regulă decât aici unde se freacă. Nu este lângă calea ferată, 500 de metri până la calea ferată, dar uite, este planșa de calea ferată. Uitați, planșa aici, puteva... Cred că confundați cu alte lucrări. Loturile reglementate... Nu, pe planșa din cadrare trebuie să vă uitați asta. Așa, referitor la extinderea rețelelor de alimentare cu apă și canalizare, este, vă amintim că este stat la Crab. Aici nu avem... Așa. Loturile reglementate prin PUS sunt construibile conform HG 525/1996, adică îndeplinesc cele trei condiții de adâncimi, front la stradă și suprafață. Aceste cerințe sunt solicitate prin certificatul de urbanism numărul 206/2021, dar sunt evidențiate și în regulamentul local de urbanism oferit cu Comuna Himeiuș, aprobat prin HCR, iar din 15.04.2021 și au fost respectate. Menționăm că atât zonele edificabile reglementate cât și configurația loturilor permit construirea de locuințe cu respectarea codului civil HG 525/1996 și a indicatorilor urbanistici reglementați în solidar. A se vedea planșa suplimentară cu propuneri posibile și mobiliare, ilustrare urbanistică. Având în vedere cele expuse mai sus, vă rugăm să reveniți asupra deciziei și să-i reintroduceți pe ordinea de zi următoare ședință de Consiliul Local, documentația de urbanism, ansamblu de locuințe, construire, teren și acord de utilități tehnico-editare, investitor, partid, de avem și în camera. Ca să zic, dacă permiteți, domnul primar, la ce discutam vis-a-vis de locuri de joacă. Deja ne confruntăm acum cu cerințele cetățenilor că să amenajăm, să stabilim, să găsim locuri de joacă. Păi dacă așa tot aprobăm. Păi ăștia toți o să vină și o să ceară din urmă că nu au loc de joacă pentru copii. Păi nu poți să las copilul jumătate de kilometru să plece să joace, unii dincolo poate spuneți că mai ziceți de metri jovi polo. Putem spune și să-l mutăm la mijloc, la capăt, unde doriți, dar doar ca
Da, observația asta o accept, dar faptul că nu am prevăzut loc de joacă, nu. Sunt prevăzut. Ca amplasament, mă rog, poate fi interpretabil. Mie mi s-a părut că e mai sigur acolo, nu se plimbă atâta. N-au unde să se joace, drumul județean cu trafic. Da, și am pus 800 de metri mai mult decât ar trebui pe cap de locuitor. Mutați-l la mijloc. Da, deci nu notez propunerea dumneavoastră legală. Da, dar nu la să fie și loc de joacă și loc de întors mașinile de gunoi. Pe o parte de drum să fie locul de joacă? Locul de joacă aparține zonei de locuit. Întoarcerea mașinii de gunoi aparține zonei de circulație. Și dacă vreți chiar vă arăt acolo, nu știu, mi se pare că poate că n-a fost explicit în regulament. Tipul ăsta de lucrări are un nou anex care se cheamă regulament, unde impune niște lucruri. Atât alegi până la gard. În felul ăsta întorci mașinile astea mari, autospeciale. Lucrurile care ne-ai explicat dumneavoastră ca specialist, noi trebuie la rândul nostru să le explicăm cetățenilor. De asta spun că... Eu am răbdare, deci nu sunt enervat, sau nu știu cum apare, dar eu chiar am răbdare să explic oricărui, și în particular, și așa... Cetățenii nu au răbdare, să știți. Ei vin și vor să se facă, Așa, totuși cetățeanul trebuie să citească, să fie capabil să citească astfel de lucruri. Dar chiar o întrebare, vi se pare normal așa o înșiruire de 50 de case, sau câte sunt ele, 57 într-un spațiu atât de mic și... Nu știu, îngrămădite, parcă facem din comuna asta o colonie de case și căsuțe și cuiburi, de ce? Eu nu pot să vă răspund decât că această rezolvare urbanistică răspunde la toate cerințele legislative. În sensul că aceste loturi mici mi-au fost odată, eu le știu din 525 din 2006, în 1996, dar au fost evidențiate și încertificate. Minim 200 de metri pătrați cu lățimea de 12. Mă rog, locul construit. La o casă, da. La două, ai un copil, îi mai faci o casă în curte, că nu am să stea la casă, faci de la sau o afacere. Da. Mi se pare adică bun și o comună... Am trecut la cealaltă extremă. O comună nu are nimic de spus în privința asta, adică eu vreau comuna asta să arate într-un fel. Nu ca o colonie de... Da, atunci a trebuit trecut în regulamentul de urbanism care aparține PUB-ului, că în această comună lotul construibil trebuie să fie de 2000, de 1000 de metri pătrați. Poate depăși, nu știu dacă poate încălca legislația aia mare din 525, dar aveți puterea de a schimba în regulament sau nu știu dacă acum, atunci când s-a aprobat... În 2012, mulți dintre noi nu eram aici sau când s-a aprobat, nu am fost consultați noi, pentru că a fost un proiect, a fost trimit care a stat vreo 8 ani de zile până în stat. Mi se pare că proiectanții nu își dau interesul de a fi pe înțelesul omului din comună sau a autorității publice, dar mai ales a omului, adică trebuie avut răbdare și explicat, deci... Trebuie să încercăm să venim cu o modificare la PUB-ul ăsta. Nu știu dacă mai poate. Vedeam în ce măsură se poate interveni, că a fost o scăpare. Nu știu în ce măsură 525 poate fi tăiat în felul ăsta. Chiar nu știu, adică nu vreau să bag... Nu știu, cineva din meserie, avocat, să poate să spună. Păi, o să... Ce? Dacă legea mare spune în regulamentul general că minim e atâta, noi să spunem că minimul e atâta. Nu știu. Minim până la nu știu cât e casă, dar cu dezmembrare la dezmembrare, iar dezmembrare la dezmembrare, e tot acolo. Iar e o carență și aici, în lege. Da, așa este. Eu să zic dincolo de lege, dacă avem un cuvânt de spus, noi la nivel local. Păi, da. Avem. Avem. Ne gândim acum și la investitori, ne gândim la toată lumea, pentru că nu-i plăcut să blochezi o firmă cu 50-60 de locuri de muncă. Nu, iar investitorul se gândește la buzunarul lui. Nu, nu, două case faci și două le vinzi, nu? Față de una pe care o faci. Așa este, dar trebuie să fim care pământ datorită creșterea prețurilor de multe mari. Nu credeți că e chiar așa confortabil nici pentru ei. Adică noi vedem lucrurile din punctul nostru de vedere. Eu sunt în urbanism înainte de 90, dar ce am observat după 90, când am făcut și eu câteva puburi în județ,
am observat că pe an ce trece, oamenii nu mai vor să-și cumpere 1.000-2.000 de metri pătrați, deși primul impuls este nouă. Vreau să-mi cumpăr 1.000, îmi ceri nevasta, copilul, soacra, 1.000-2.000. Dar în momentul când construiești și vezi cât costă totul așa, mai se restrânge. Da. Da, bun, nu cere nimeni 1.000, dar măcar să mergem numai pe minim, pe minim, mi se pare... Tot o construcție, vă rog. E adevărat. Tot o construcție. Dar legea permite... Asta e minimul, da. Minimul permis de lege. Dar de ce trebuie să mergem pe minim? Minimul este și mai minim, este și 150 minim. Adică am făcut la 250. Nu știu, noi de asta am vrut să dezbatem și a doua oară subiectul ăsta. Nu vrem să creăm precedentul, pentru că sigur vor mai veni și alte puturi, dar din câte am văzut, n-am mai văzut pe 200, toți au venit cu 400, cu suprafețe mai mari. Dar, v-am zis, există și posibilitatea... Se pare că tipul ăsta de lot are cea mai mare vânzare și cerință. Adică atâta este puterea... Sunt în Săucești, pot să vă trimit exact lângă pe amplasament și... E la același investitor acolo, vă spun că știu. La Săucești, da, acolo... La același investitor. Nu, este o investiție care are vreo 20 de ani, ce povestesc eu. Da, nu știu, o fi, nu știu. Am văzut 150. Mai este ceva care... Dar eu aș vrea să vă întreb pe doamna. Cum realizați raporturile la autorității aici, în zona asta? Ce aveți în vedere? Că nu vă figurați în plan și am văzut că tema este și cu raport la utilități. Apa canalului. Da, zona. Asta e planșa de ilustrativ. Da, cu planșa de utilități. Da, am crezut că aveți de asta. Poți să văd planșa de utilități? Nu, nu, nu. Planșa de utilități în care am văzut. Pentru că au rămas la compartiment. Deci cum se realizează alimentarea cu apă, cu canal, cu... Au avizul de la CRAP. Nu, dar pot să vă povestesc. Vreau să vă arăt plașa. Plașa că... Era o rețea, există de apă sau de canal? Există rețea de apă și de canal. Aici la Iosif Ionescu. Iar pentru că panta drumului covoadă spre vest, spre est... Păi spre râul ăsta aici, da. În râul, în spate acolo, nu? Nu, nu. Eu am fost și am făcut poze, adică mi s-au circulat, s-a văzut poze, n-am văzut niciun părâu. Calea ferată este la 150.000 euro. Dacă ne uităm pe planșa din Calgar, vă spun exact câte 200-500 de metri. Deci, calea ferată este mult departe. Dar să continuăm. Deci, rețeaua de apă, ne raportăm aici, dar pentru că avem pantă, am pus o stație de pompare. Apele pluviale vor fi deversate în părâul de după drumul județean, iar cele menajeri în canalizarea de aici vor fi pompate. Casele de aici nu au astea de aici care sunt existente, nu au rețea de apă de canalizare. Deci la noi vrem de orice. Ba da, care sunt acordate aici. Deci n-ați venit tot din stradă? Nu, au prelungirea ăstora, dar în momentul când prelungesc, deja mă confrunt cu înclinația cu panta terenului. Și vă trebuie pompa acolo, da. Am o stație de pompare, da. Și pentru pluviala de pe zona carosabilă, și pentru... Când o să funcționeze pompa, o să vină la primărie. Dar, pe planșă, deci e figurat între rând, da? Configurează proiectul de astăzi pe drum? Deci, asfaltat sau... Nu figurează. Aici a scris Palastat. Palastat. Deci, fără asfaltare, eu nu pot. Simplu. Cine are asfaltat? Locuri de joacă pentru copii, spații de joacă pentru copii, spații de joacă. Locuri de joacă pentru copii, da? N-am are suma în jos. Zici ce vorbim? Dați-mi măcar în camera. Am chemat-o pe ea. Bine, doamna. Mă rog, dacă îmi dați planșă, vă zic cu exact. Am chemat-o pe ea. Planșă, dar asta nu trebuie.
chiar să lămurește doamna Petrescu acolo cu utilitățile, haideți să vedem... M-am lămurit, domnul consilier. S-a lămurit. M-am lămurit imediat, da. Mai trebuie până așa? Fiecare să spună cuvântul ca să-i dăm drumul la vot, că n-are rost să o ținem la doamna aici. Fără asfaltare, fără mea. Deci eu mă bucur că s-a început așa. Așa trebuia să facă politica și așa să vă fac din... De acum încolo, să chem proiectant pe dar... N-am mai avut până acum așa situație. A fost, a fost. Domnul, la fiecare punct, foarte bine zici domnul Patrick, la fiecare punct, dar am avut un pus la care nu a spus că face capul. Să merge repede înainte, că așa trebuia să meargă. Păi dar nu. Păi, dar din experiența celor 30 de casă am învățat. Da. Haideți să mai discutăm. Deci asfalt nu figurează, deja pe schemă e întrerupt. Balastat. Nu. Balastat. Și nu trebuia figura, dacă era balastat, nu figurat întreruptul ăla. Asta înseamnă asfalt și iată. Pe înseamnă asfalt. Dacă o luăm. Nu, e axul drumului, știu, dar nu se face, axul drumului se face. Se face simplu cu o linie. Nu chiar, nu credeți că nu știm. Aia e o chestie de inducere în eroare. Una, loc de joacă pentru copii și amplitudinea să fie destul de mare. Nu e 8 metri. Este 12 metri. Eu am o învățare, un teren acum și 12 metri mi-a cerut de aici. Deci uitați, o chem pe doamna de jos. 12 metri mi-a cerut. Uitați-o pe doamna de jos. Deci pentru alveolă. Deci eu am un teren în învățare, vă spun acum. Deci mi-a cerut 12 metri și o să-l fac de 12 metri. Nu credeți că glumesc eu. De întoarcerea mașinii de bunoi în capăt. Da. Deci efectiv 12 metri. O chem pe 12? Da. 12 metri cel mic. Păi, uite, dumneavoastră cred că sunteți șofer și vă rog să-mi spuneți dacă... Dar nu șofer, nu șofer pe mașină mică. Pe... Nu, e una și aceeași pe mașină. Mașina de salubritate cu două pași, dacă vine, nu întoarce. Nu, confundați mașina de condus cu mașina de... Aici este așa, este 7 metri pe 8 metri, plus raza de 8 metri și mașina intră așa, raza intră cu fundul așa și înapoi. E. Raza de 8 metri este minim pentru un astfel de autor. Dar cine a stabilit dimensiunea mașinii? Ecartamentul, apartamentul, tot ce înseamnă la... Ce mașina? Cei de la pompieri au spus că au cea mai mare mașină a lor, este cu lungimea de 8 metri. Pentru astfel de mașini, eu trebuie să las măcar 8 metri. Am lăsat 8,67, că așa mi-au trebuit aici ca să rezolv stația. 8 metri, dumneavoastră, credeți că se încadrează la mine? Cu lasă? Deci, de s-o arunca la pompieri. La 8 metri, de mașină se face arme de o parte și pe alta a caselor, că nu o să-și bage nimeni mașinile în curte. Vă ajut ca să vedeți că nu este platformă obișnuită, sunt mai multe rezolvări de a răspunde la acest... Deci totul să nu este minim acolo ca să câștige... Nu este minim, este o rezolvare care apare în normele... Și faptul că au băgat parcarea interiorul curților și mărirea suprafeței de... Asta cere legea, parcarea interiorul curților. Cum? Deci să mărească suprafața de locuit. Deci de la 200 de metri s-o duc, eu știu, la 300 de minimum. Dar nu se poate că în cazul ăsta nu o să mai fie loturi construibile. Nu o să mai fie așa de multe. Nu o să fie niciun lot construibil, pentru că lotul construibil trebuie să răspundă la cele trei întrebări care am spus, pe care le-am evidențiat. Suprafață, lățime și adâncime. Arhitectul care preia în cealaltă fază trebuie să răspundă, să găsească o formă care să răspundă la un pot, la un put, și la această zonă edificabilă, zona edificabilă, adică acea casă găsită, trebuie pusă oriunde în cadrul acestei zone edificabile. Nu mă un pic, aveți 14-28, eu am construiesc a doua casă acum. Da. 14-28, da? Și minim cât are lățimea casei? Da. 57. Deci poate fi 8 și cu 8 și aici în cazul ăsta vine 60 cm. Cât ați respectat față de hat? Vă spun exact. Vă trebuie un metru față de hat până la fundație. Până la hat am 4,5 metri, iar la celălalt am 2 metri. Nu cere 1,40 metri. Vă spun din reglementările care sunt urbanistice. Vă spun din rost că eu două case fac. Deci a doua casă o fac acum. Nu contează. Deci nu e bine ca în 4 metri și 2 metri. Fac eu. E valide constructor, dar îi muncești. Mai ușor nici pe-am plăcut ăla, s-au plăcut toate de-a mă.
acum să plătesc iar. Și nu e afară 20 de metri. Da, totdeauna 3 metri sau 4 metri rezolvă acea parte. Deci, legea zice că să l-am pe lotul meu. La Consiliul Județean e ușor, că tot timpul suntem noi am aprobat, că specialiști. Dar uitați că sunt. Dar să știți că este noastră avizul de oportunitate. Deci noi dacă vrem să facem niște obiecții pertinente, nu putem să facem pe partea de urbanism, pentru că a trecut de Comisia de Urbanism de la Consiliul Județean. Clar? Dacă vrem să facem tot așa pe legislații, pe drumul de acces sau pe astea, există legislații pe care doamna arhitect cu siguranță că o respectat-o. În schimb, putem să facem obiecțiuni pe cum ați zis acum, că n-am loc de joacă, că nu e asfaltat, că pe utilități eu nu pot să fac că am vrut să fac, dar doamna mi-a zis că, domnule, am apa în canal, în drum, nu știu cu gazul cum faci. Deci, dacă vrem să exprimăm niște obiecțiuni, trebuie să fim documentați, da? Nu că știu eu, sau totuși o trecut de Consiliul Județean, da? În afară de asta, avem un PUG tocmai cald, aprobat de noi, acum. Atunci nu a venit nimeni cu completări? Nu, trebuie să-l studiem un pic. Pentru că, la fel, doamna poate să vină să ne facă contestații justificate și să zică, domnule, de ce n-aveți în PUC? Că suprafața utilă, pe care, suprafața pe care se poate construi o casă, comuna Hemeiuș a decis că nu poate fi mai mică de 400 de metri pătrați sau 500 de metri pătrați. Deci trebuie noi când să ne punem de acord în așa fel încât după aia să duci vorba și doamna le va zice la toți arhitecții, măi, la Hemeiuș nu aveți voie să construiți decât pe 400, nu pe mai puțin. Fiecare arhitectul... Luați-vă gândul! Da. Citește da. Regulamentul înainte de a porni și eu am citit regulamentul. Regulamentul, da. Și acolo în PUC erau multe chestii de stabilit, dar din păcate nici unul din noi nu eram atunci și nu știu... Dar totuși al avem, doamna arhitect Stoica, ne poate, putem să o chemăm și să ne lămurească în situația în care, totuși dumneavoastră ați plătit un o documentație din asta și să ne lămurească. Era plătit la vreme. Era plătit, ați scăpat. Deci, haideți să vedem. Când facem, când nu-i singurul pus care vine sau care a mai fost. În plus, noi dacă ne stabilim niște reguli clare și pe care le menținem, nu putem opri dezvoltarea comunei, da? Deci nu o să facem 57 de case, nu o să facă, o să facă 40 sau nu știu cum. O să aibă loc de joacă, o să aibă drum ca lumea, o să aibă racord, o să aibă asfalt. Deci noi și dumneavoastră care ați mai fost și în celelalte legislaturi și ați, doar toți am votat PUG-ul, l-am votat ca primarul, nu ne-am uitat. Să avem un punct de vedere comun, pentru că trebuie să justificăm o respingere, da? Are avizul deja Consiliului Județean, trebuie noi să zicem de ce nu facem, de ce nu vrem, că văd că nu prea vrem, nu? Poftiți? Să fie plauzibilă, da. Nu asta ne dorim. Da, noi ne dorim să se dezvolte comuna, să se construiască, să... Dar în anumite condiții și cu anumite... Că sunt convinsă că doamna arhitect s-a uitat în PUG-ul nostru și a respectat regulamentul. Deci nu... Asta ne-a și spus. Că vorbim din urmă, da. Da. Bun, dar dacă se pot corecta acum și cu... Asta am vrut să avem discuția și cu doamna, discutăm cu toți colegii, știm despre ce vorba, să încercăm să îndreptăm lucrurile pe viitor. Trebuie să ne gândim acum și în, nu mă transform în apărătorul lui Patrichi, dar gândiți-vă și la omul ăsta că e blocat cu niște bani pe terenuri, e blocat cu niște muncitori care trebuie să dea de muncă. Noi nu suntem aici de-am piedicat și ne-am curcat lucrurile. Bineînțeles, dar să facem să fie bine. Trebuie să găsim o soluție pentru toată lumea, da. Și să ne asumăm cu toții niște chestii. Nu păi că au făcut primarul sau primarul i-a dat voie sau face de capul lui. Nu. Toți suntem aici ca să luăm o hotărâre. Nu cred că cineva e împotriva. Păi de asta zic și eu. Nu știu dacă să-l facem, să-l facem complet. Exact. Dar să vedem ce propunere are doamna arhitect. Am o singură întrebare ca să plec de aici cu mintea limpede legată de exprimarea asta, loc de joacă sau spațiu verde public. Spațiu verde public ăsta pe care l-am calculat funcție de populația care va fi aici, cuprinde loc de joacă și de relaș, de relaxare. Și pentru, da, și pentru adulți. Da, un bărbat de câțiva arbori plantați, da, bărbuți deci, acolo. Dumneavoastră spuneți, cu tot respectul, când spuneți loc de joacă, vă referiți la acest loc sau vezi ceva suplimentar?
Să aibă copiii în sufletă. La este da, cum ați calculat aici? Deci câți metri? Metri de spațiu verde? Altceva. Metri de spațiu verde alocați la număr de locuitori sau la suprafață construită? Nu. La număr de locuitori. Și ați estimat câți locuitori? Nu estimez eu, este un calcul care se face cu locuind cu o familie medie de 3 locuitori și jumătate. Așa statistic. Așa, deci la 57 de case cu 3 locuitori jumătate, ne-a ieșit cât? 200. Deci cât e de om? 2 metri. 2 metri de om. Da, indiferent dacă e adult sau... Mai sunt încă niște case în continuarea drumului care sunt tot construite de acest... Dar n-avem treabă acum. N-avem treabă acum. Tot acolo pe drumul ăla. Primii. Da. Care nu s-o vor duce în drumul Tețean să joace, s-o vor duce tot acolo. Da, de asta zic și eu dumneavoastră ca și specialist. Eu nu zic și la Consiliul Tețean nu sunt specialist, dar și acolo poate mai sunt scăpări, poate mai sunt... gândesc cu inima mai mult decât cu mintea. Eu reprezint chiar Ordinul Arhitecților în această comisie, dar bineînțeles că în momentul când prezint lucrări, n-am eu voie să votez. O să încerc credeți-mă că nu fac mișmașuri, aranjamente. Eu oricum trebuie să respect legea pentru că am nevoie de un acord al Registrului Urbaniștilor. Da. Până atunci, mă băga în închisoare pentru pregătiți. Pentru că o să trebuiască eu să ne facem un regulament propriu al nostru de urbanism, care să-l aprobăm și să putem ține cont de el. Și o să încercăm la ședințele de comisii, când o să mai fie cazul astea cu fuzul, din partea primăriei să participe cineva. O persoană de la urbanism. O persoană de la urbanism sau altă persoană de la urbanism. Da. Dar am văzut că referat este făcut aici de cineva, zic doamna... Doamna Viorica. Da. Da, am primit o adresă prin care doamna sunt... Doamna Diana. Da, doamna Diana, da. Dar n-au participat la ședință. Da. Bun, supun la vot. Cine este? Ce vota? Ce vota? Completările propunerilor. Noi am venit așa, am cerut asfaltul. Sau? Da, o să-mi primesc cu adresă de la dumneavoastră, cu rezultatul. Cu propunerea, da. Trebuie să-mi următez eu acum. Primă. Aprobarea este condiționată. Da. Loc de joacă. Dar nu există condiționată, domn primar. Ori aprobăm fuzul, că așa se zice titulatura proiectului de hotărâre. Da. Ori nu. Da, convențiunea. Să aprobă și cu completări, adică avizii să iau din la mulți avizatori cu completări, dar mă s-au avizat condiționat. Da, nu comentez. Dar nu ar fi bine mai întâi să faceți completările și apoi, sau modificările și apoi să aprobăm? Exact, da. Mi se pare... Aș prefera să am o adresă semnată, scrisă în avizat. Noi aprobăm să menționez în procesul de la doamna secretară. Dar haideți să recapitulăm. Ce obiecțiune aveți? Îmi cer scuze, chiar am întârziat. Deci, asfaltul, da? Da, locul de joacă la mijloc. La mijloc. Așa. Și suprafață mai mare? Nu, deci ăsta e calculat conform normelor. A ieșit 399 de metri pătrați. Abia după, da, abia după ce suprafață la ce? La locul de joacă sau? Nu, la spațiu verde alocat pe... Deci ăsta rămâne loc de joacă sau rămâne spațiu verde? Spațiu verde include... Include, vorba de parcuri în general. Ce se întâmplă? Nu o să meargă tot spațiul sud odată să se joace. Nu. Hai să nu fie. Dar nu se joacă ea 3,5, se joacă la 0,5. Da, și toți zic, nu o să ne iargă chiar tot. Hai să ne iargă. Să joacă și ea 3. Se joacă ea 3. Dar dacă nu împreună cu ceilalți 3. Dar nu se joacă ea 3. Deci îi solicităm doamnei să mute la mijloc. Da, da. Și pe urmă cu parcările alea, cu întors mașinile. Iar albeola întoarcere de la capăt să rămână... Deci cât o aveați dumneavoastră? 8 metri. Nu aveam, nu se cheamă alveol, să încheamă întoarcere în T. Iar dacă, da, scrieți-mi, vă rog, observația asta și o voi trimite la registru să mi se răspundă de către registru. Adică bucata asta de 5 metri de aici, de lângă stația de pompare, asta este ca să întoarcă mașinile? O lățime de 5 metri, merge așa, întoarce și... Este o modalitate prinsă normativă, da, adică... Da. Dar nu
Dar 5 metri e mult, e destul, nu? Vă gândiți la mașina de gunoi? Exact, normativ. Și de pompier. De zăpezit, dar și... Să iei de mașina de gunoi și rămâne împotmolită. Durează 3 ori, 4, până o scoatem de acolo. Iarna ziua e scurtă și vezi cetățenii și spun, dar mie nu mi-a luat salubritatea, nu a venit ieri la mine. Păi, dar de ce nu a venit salubritatea? Că prin 3 lucruri de astea în comun și m-am blocat în ziua aceea. Și a doua zi nu mai este programată comuna mea. De asta vă spun toate lucrurile astea, că nu numai vară sau numai vreme frumoasă. Drumul acesta este drum de acces în cotă indiviză? Da, drum privat. Drum privat, la toți, cotă indiviză la toți. Dar nu pot să lăs la Soma să stea, că până vine altul de la, Soma trece ziua, e ziua mea de corectare. Și care locatar vrea să ducă și treacă la poarta lui. Și vrea să treacă la poarta lui. Dar alții am văzut că scot în drum, că nu intră mașinile. Păi scoate în drum când intră mașinile, dar mi se pare că nu-i corect. Și el tot ația bandă, ca și ăla care este. Dar dacă ne gândim la toate ulicioarele și fac atâtea manevre pentru mașini, când mai face omul ăla? Bun, și asta o vreți mai lată? Da. Se poate trece ca să alveolă. Alveolă. Deci nu alveolă, e întoarcere. Am intrat pe drum privat. Am intrat cu utilajul să dezăpezim un drum privat. Și n-am putut să meargă cu lama, că erau mașini parcate și stânga și dreapta. O ridicat utilajul lama sus și a ieșit un cetățean și a zis, bă, dar așa faceți voi, hemeu și dezăpezări, este filmează. Și a zis, ia filmează-mă, mă. Și a zis, care-i mașina ta? Păi ce caia? Hai că acum lăs lama jos, cu dezăpezări. Încerc să-i explic doar din cuvinte, că nimeni nu vreau să se uite pe desen. 5 metri este lățimea unui drum pe care întoarce, pe care intră acea mașină ca să o acordeze. Da. Nu găsesc cuvinte, efectiv, mi se pare că desenul este exemplificativ, dar... Bun, și avem și bucățică de trotuar stânga-dreapta. Deci avem drum la de 7 metri, lățimea totală e 9 metri, cu 1 metru și 1 metru, nu? Asta văd eu, nici exact trotuare aici. Exact, 50, 1997, este da. Ordinul ministrului. Deci, arată rău, nu mai comentez. Comentarea aici în curți ca să se parcheze la 57 de casă, cu drum de 7 metri, da, bine, eu n-am făcut o lege, dar mi se pare ceva capridos. De 7 metri la 9 metri și poate să fie foarte lung drumul ăsta de 9 metri. De 9 metri, da. Când ați spus că e de 7 metri. Nu, e de 9 metri. Zona circulației este formată dintr-o zonă carosabilă și o zonă pietonală. Sper total e 9 metri. Și poate să aibă kilometri acest drum cu 9 metri. Bun, și aveți, deci principala obiecțiune se înțeleg că se referă la suprafață, nu? La loturi, la numărul de case, da, nu? Da, da. E conform legii, reglementat. De asta zic că dacă am putea noi reglementa prin regulamentul nostru al comunei, împreună cu un jurist, o să discutăm cu Consiliul Județean, că am avut discuția asta cu domnul Stoica și cu doamna Racoveanu, vă zis să ne întrunim, să purtăm o discuție, da. Să stabilim niște reguli. Dar și cu acord. Doamna Stoica. Cu cine a făcut pomul? Obligatoriu. Da. Cu doamna Stoica. Pentru că e ilegal, dacă noi ne încorsetează. Ne încorsetează, nu avem unde mișcat. Și toate problemele, el vrea să se spargă, eu mai puțin. O să trebuiască să venim cu un pus, cred că, din nou, pe toată comuna, pe toate... Nu, modificare la regulament, la suprafața de lotizare. Da. Pentru că noi, dacă am mers pe minim 230, puteam pune minim 300 sau minim 400. Nu, minim era 150. Dar la momentul ăla nici nu erau loturi atât de multe, cu suprafețe atât de mici. Deci era un cartier două maxim. Și n-am crezut că o să ia așa... Dezmembrare la dezmembrare și... Pentru că mai sunt și cazuri. Dacă stăm să privim în urmă, primele case au 400 de metri. Exact. 4-500 toți. Eu cred că aici mai țin un pic și de investitor. Adică și de cum înțelege el lotizarea unei suprafețe. Eu cred că trebuie să facă un singur rând de case cu drum și atunci mărea suprafața la Tândoreală. Data asta trece, dar poate data viitoare nu o să mai treacă. Nu o să-și dea acordul Consiliul Local și o să ajungem în instanță, o să mai trăgăneze încă 2 ani și
Din partea mea nu ajungem în instanță. Nu, pentru că asta sunt obligate să trimit observațiile care nu le pot rezolva legal la registrul urbaniștilor ca să-și dea cu părerea. Da. Că eu am greșit, sunt tai, nu, ce îi face acolo. Da. Deci, se aprobă sau nu se aprobă? Da. Da. Păi nu, eu zic că dacă nu mai avem obiecțiuni de făcut, nu se aprobă. Nu se aprobă asta. Păi vă scoate mai modificările și după aia aprobă, nu așa. Dacă ați ridicat mâna, o trecut. Deci nu poate, e conform legii. Deci, doamna a spus bine. Deci nu înțelegeți greșit. Alte comune au reglementat prin hotărâri exact cum a spus doamna secretară. Deci nu chiar așa. Nu, s-au modificat regulamentul și au modificat. Deci au modificat la 400 de metri, 500 de metri, găsiți pe net câte comune sunt în România. Cele mai dezvoltate. Nu, eu asta chiar m-a interesat. Trebuie modificate, lăsăm așa de modificate. Și dacă noi nu modificăm asta încă 5 ani de acum, ținem investitorii pe loc, asta ține de noi. Deci în forma prezentată, a fost la ședința trecută, a revenit doamna cu modificările făcute, acum a mai rămas 3 modificări de făcut. Asfaltul, locul de bagă spațiu verde și întoarcerea mașinii la capăt să fie, nu știu acum dacă e corect, cum spuneți dumneavoastră, chiar nu știu. Eu cred că 5 metri... Propunerea dumneavoastră sau îndrumarea dumneavoastră și eu am să vă spun. Deci ceea ce s-a prezentat doamna astăzi, deci este o revenire la ceea ce am spus comuna. Exact. Bun. Și apoi ia să faci. Așa, noi am zis data trecută, noi am zis de loc de joacă și de alea. Da, i-am zis. Am trimis adresa. Și am se facă la mijloc, chiar am specificat. Deci în condițiile în care proiectul este prezentat și revenit a doua oară pe suprafața 230 de metri, iar noi nu avem în regulamentul nostru mai mare suprafața, nu putem să nu... Nu, asta este obiecția de a mări suprafața de lotizare, a lotului. Aici avem ce face. Nu, asta este, cum ne-a spus doamna Copăr-Bregi, asta e. Pe viitor vom modifica regulamentul și... Exact. Deja Da. Nu facem decât săptămâna, luna viitoare, iar să mai punem o dată pe ordine de zi sau când o mai fi... Cât durează să faceți modificări cu locul ăla, să-l mutați? Și cu asfaltare. Durează foarte puțin, 2-3 zile, dar vreau adresă de înștiințare ce doriți dumneavoastră. Și o să facem... Trebuie să votăm sau nu? Deci eu pot da drumul la hotărârii, dar cu obiecțiile respective. Okay. Dar nu știu dacă este de principiu, nu, este de principiu, asta vă spuneam, că este avizul de principiu, în condițiile în care la avizul final, hotărârii finală, o să apară modificările. Dumnezeu, cum ai venit odată? Eu propun așa, îmi transmiteți modificările dumneavoastră, și îmi puneți condiția acolo că să mă prezint într-o săptămână, înainte de a... Sau la următoarea ședință. Sau la următoarea ședință. Deci la următoarea ședință... Se pierde mult timp. Și următoarea ședință e peste o lună. Peste o lună, dar cum? Nu, domnule, nu vrem nici să încurcăm lumea, că n-are și așa l-am amânat o lună, nu mi se pare normal. Noi trebuie să-i sprijinim pe investitori, dar vrem să ne rezolvăm și problemele comunității. Nu putem așa de repede înainte, că la urmă noi rămânem fiecare. Păi da. Iertați-mă că vă rog să primești ceva scris. Da, o să primiți scris. O să vă fac de la urbanism scris. Bun. Din curățul suplimentar, nu? Da, este punctul 7. Da, trebuie supus la vot. Da. Cu modificările și cu completările aduse. Supunem la vot cu modificările și completările pe care le-am discutat. Sunteți de acord? Care este de acord? De acord. Împotrivă? Abține? Nu abține. Vă abțineți? Două abții? Trei abții. Da. Mulțumim. Asta ăla e a nostru? Da. Proiect de hotărâre. La revedere. De iluminafuri pe stâlp existent de pe strada Luminii, Satemiuș, Comuna de Zubacău. Domnilor consilieri, vă aduc la cunoștință. Pentru a se adăla o mai bună siguranță de sistemul pe strada Luminii, este necesar montarea unor lăbi de iluminat pe stâlp existent. Valoarea lucrărilor cu fondul de 34.400 de lei, TVA inclus. Ținând cont de anexa
Ordinul ANR 239/2019 privind norma tehnică cu delimitarea zonelor de protecție și de siguranță aferente capacităților de energie privind traversările și apropierile față de terenurile de sport și zone de antrenament, articolul 38, legea 50/91 publicată cu modificările și clarificările ulterioare privind autorizarea execuției lucrărilor de construcții. Prevederea articolului 44, alineatul 1, legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în temeiul prevederilor articolul 136, alineatul 3, alineatul 8 din ordonanța de urgență 57/2019 privind codul administrativ, supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local proiect de hotărâre privind obiectivul investiției în montări lemn de iluminat public pe stâlp de existență pe strada Luminii, Stația Mioș, Comuna Mioș, de Spatov. Valoarea lucrărilor conform deviz ofertă este 34.450 lei. Cred că devizul l-ați primit fiecare, l-ați analizat. Discuții dacă... Care este strada Luminii? La cimitir. În sus, da? Spre cimitir. Foarte bine. Dar n-am fost sigură. Luminii. Sunt mai multe parte. Liniștii. Luminii la Andrei Șești. Hai bine, Șești. Da, dacă a fost. Acum în cimitir. Și Luminii care? Luminii Șești. Din drumul județean, spre barieră acolo la Andrei Șești, sunt două străzi private. Pe dreapta sau pe stânga? Pe dreapta. După pe stânga mea din private. Da. Luminii este a noastră. Luminii și Garofiții. Este cumpărată de la proprietarii de acolo. Și Garofiței și pe Garofiței? Nu, sunt două străzi dreapta acolo, Garofiței și Luminii. Înainte de a ajunge la pensiunea Loredana, da, pe partea dreapta, da, sunt două străzi. Garofiței? Prima, Luminii, a doua, Luminii a fost asfaltată pe Nafir, ultimele străzi asfaltate am trecut. Da, e vorba de 11 lămpi aici, am văzut, da? Da, da. Stâlpii... Stâlpii îi avem de la... Orici. Și o să mai avem câteva străzi, cred că clopilor și unii o să ne putem face tot așa investiții în colaborare cu Orici. Orici ajută cu stâlpii, iar noi facem investiții. Ca să nu mai cheltuim banii cu stâlpii. Spune-mi la voi, cine este pentru? Cetățenii au de două ori de câștigat. O dată rețea de internet prin fibră optică prin poartă și a doua iluminată. Trecem la punctul numărul 2. Proiectul numărul 2. Da. Doamne, ce bine, în partea noastră. Chiar te rog. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului de investiție, reabilitarea municipiului, strada Bisericii, Satul Mioș, Comuna Mioș, proiect inițiat de primar Salvatore Sabie. Domnul consilier, vă aduc la cunoștință următoare. Datorită faptului că acest segment de drum nu a putut fi prins în proiectul de hotărâre. Mă scuzați un pic că sună chiar acum, că... Datorită faptului că acest segment de drum nu a putut fi prins în proiectul modernizare drumuri de interes local în comuna Himeiul, județul Bacău, a fi deoarece la momentul implementării proiectului mai sus menționat, strada Bisericii nu era intabulată, deci drumul era intabulat. Cei care știți, aproape din Cătălin, din Huț, acolo pe deal, mai rămas o porțiune de 40-50 de metri care nu erau intabulați la vremea aia și n-am putut să ne ducem cu proiectul mai încolo. Având în vedere starea actuală a unei porțiuni de drum, este necesară reabilitarea acestuia prin balastare cu piatră concasată pentru a putea face față următoarelor precipitații abundente, precipitații care ar putea să ducă la blocarea rigorilor de scurgere din strada Bisericii. Întrucât au mai existat... La Biserică, la Andrișești. Da, partea, cealaltă... Ceramifică. Întrucât au mai existat probleme cu apele pluviale în această zonă. Consider necesară această investiție, ținând cont de prevedere legii 50/1991 republicată cu modificările și verificările ulterioare privind autorizarea executărilor lucrărilor de construcții, prevederile articolului 44 alineatul 1 din legea 273 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, în temelul prevederilor articolul 136 alineatul 3 alineatul 8 din ordonanța 57/2019 privind codul administrativ. Supun spre dezbatere și aprobare Consiliul Local proiectul de hotărâre pentru obiectivul de investiție reabilitarea unui segment din strada Bisericii Satului Mioș, Comuna Mioș. Valoarea, conform de viz ofertă, este de 38.348 de lei, TVA inclus. Deci acolo există riscul datorită
ploilor torențiale care vin din fondul forestier, să ne distrugă porțiunea cu asfalt care e în zonă. Noi trebuie să facem o reparație la drumul ăla cât mai bun, adică cât mai aproape de modernizare. Singurul lucru care nu e făcut acolo, nu se toarnă covor asfalt. În schimb, se casetează, se tasează, se dă bandă rigolă pe partea stângă ca să corespundă cu rigola betonată, să nu ne colmateze, să ne strige asfaltul. Pentru că la viitor sau la ploi torențiale ne poate distruge porțiunea de asfalt care o avem acolo în zonă, neavând drumul făcut cum trebuie. Să se facă cât mai repede. Da. Și să fie întrebat domnul Cocoș. Domnul Cocoș, să-i face stânga. Să fie atenționat, s-a făcut. După ce se face. Să punem la vot cine este pentru. Iar aceeași firmă. La punctul numărul 3. Proiect de hotărâre prin hotărârea de Consiliul Local privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid pentru suprafața 38,5 m², numărul cadastral 66/1857, ocupată definitiv din domeniul public al Comunii Iași pentru obiectivul alimentare cu energie electrică, locuință, sediu firmă, SC Faliment Creativ, strada grădinarilor, numărul 32F, din satul Hemeiuș, Comuna Hemeiuș, de sub Bacău. Domnul consilier, vă aduc la cunoștință următoare. Conform adresei SC Faliment Creativ SRL cu sediu în Săucești, de sub Bacău, matriculat la Registrul Comerțului sub numărul de J4845-36-2016, înregistrată la OAT Hemeiuș cu numărul 3053 din 9-3-2022, se cere spre aprobare prin hotărâre de Consiliul Local acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid SA pentru suprafața de teren 38,5, număr cadastral 66.857, ocupată definitiv din domeniul public al Comunii Hemeiuș pentru obiectivul de investiții mai sus menționat. În temei, prevederilor articolul 96, alineatul 3, articolul 129, alineatul 2, articolul 4, așa, articolul 196, articolul 197, articolul 243, litera A, din ordonanța de urgență 57/2019, privind codul administrativ, prevederile articolul 41, 44, 45, din legea 273/2006, privind finanțele publice locale, cu prevederile legii 50/91, publicată cu modificări și completări ulterioare privind autorizarea lucrărilor de execuție, autorizația acceptării de construcții, conform articolul 12, alineatul 14 din legea 123/2012 energie electrică și a gazelor naturale, față de cele prezentate, supun spre dezbatere și aprobare proiectul de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea Delgaz Grid pentru suprafață 38.5 m², număr cadastral cel menționat, ocupată definitiv din domeniul public al Comunii Hemeiuș pentru obiectivul de investiții. Alimentare cu energie electrică, locuința sediu firmei SC Faliment Creativ, SRL, strada grădinarilor, numărul 32F, din satul Hemeiuș, Comuna Hemeiuș de sub Bacău. Aici exact problema care am mai făcut-o și până acum, trecerea unui cablu subteran, o porțiune de drum, pe domeniul public. Legea gazelor, 123, legea energiei, pe care trebuie să punem la dispoziție cu titlu gratuit dreptul de uz și servitute. Am văzut că și următorul punct pe ordine de zi, tot așa. Numai că aici văd că ne face cineva o modernizare acolo, nu? La punctul 4. E același lucru. No? Da. Sub discuție, dacă sunt... El vrea să domnul primarul folosesc mai mult de nume de aici, și care este corect. Se zice Faliment Creativ sau Faliment Creativ? Faliment. Dar cum îl cheamă? Eu am scris, am făcut raportul Faliment, și... Domnul Patrici. E Faliment, așa? Patrici Gabriel. Faliment. Faliment, corect. Domnul de scenă. Patrici Gabriel. Da. Vedeți dumneavoastră, noi aprobăm chestiile astea. La Ion. Când ne ducem după avizii, să zicem, peste un an de zile, vrem să asfaltăm, să modernizăm drumul respectiv. Venim domnii de la Abizea și spun așa, facem un studiu cu existență.
Iar dacă dumneavoastră o să găsiți cabluri neconforme, care n-au respectat normativul și aveți avarii, le reparați. Păi cum le repar în situația când tu faci o lucrare, cineva face o lucrare cu acordul tău, tu ești obligat să o verifici și după aceea eu dacă fac o lucrare pe domeniul public și dau un cablu la 37 de centimetri cât săp eu pentru a face profilul drumului, sunt obligat să-ți plătesc ție lucrarea care o face nu știu ce firmă avizată tot de tine, domnule Ion. Nu a respectat. Atunci nu-i vina. Da, dar el te obligă. În aviz, când îți dă avizul, te condiționează. Ce îți dau aviz, dar dacă ai lucrări, dacă ai avari de genul ăsta, le plătești tu. Ia că nu vreau. Dar nu se poate eu. Eu nu am să fac, eu și nici am dat eu aviz. Se poate să auziți, există legislație, te-ți poate, că așa mi-a făcut și mie la gază. Am rezolvat-o până la urmă, dar vreau să vă spun că, uitați, avem avizul de, pentru trotuare pe drumul județean. E singurul aviz care îl așteptăm încă de mai mult de o lună de zile. Și singura... Dar l-ați depus online sau cum l-ați depus? Și online, sir. Și nici acum de la Ion spun că au oameni, că sunt oameni în concediu, că să vedem cine vine, că e zona dumneavoastră, e altcineva. Păi cum mă obligi tu pe mine? Eu stau ție oricând vii la mine și sunt un colaborator fidel și tu când ajung la tine mă ții cu lumii. Întrebare. Avem altă posibilitate? Da, avem. Asta e. Iar încurcăm oamenii noștri. Da. Supunem la urmă. Asta e pentru punctul 3. La punctul 4, într-adevăr, cum spunea doamna... E o modernizare Ionul, care cuprinde și drumul județean și drumul național și... Da. Nu mai curcheam lucrurile. Ia să vedem ce e în cer. Belgaz este distribuitorul de energie și de gaze. El este cu partea tehnică. EONU a rămas cu furnizarea, cu... Distribuția. Nu, distribuția e la Belgaz. Deci noi cu Belgazul discutăm. Noi nu prea discutăm cu EONU. Nu mai avem treabă cu ei. Da. Referat de aprobare. Haideți la punctul 5. De la 4. Nu, la 4. Și de la gazul aici ne face o investiție. Problemă. Da, ne face o investiție. Da. Modernizare de rețea. Nu mai... Ați și până la urmă discutat. Cine este pentru? Da. Așa. Numărul 5. La numărul 5. Aici eu o să fie o problemă, iar compus, care... Păi haideți să socotim. Să vină proiectanții la puzuri. Când dau puzuri, să vină să le susțină. Da. Nu cred că asta e cea mai bună idee. De ce să ne... Eu o să vă citesc doar așa. Suntem și noi, luăm și noi. Păi dacă l-ați citit, știți despre ce vorba, eu o să ne întâlnim cu aceleași chestii. După două ori, când s-au construit, încep să spună. N-am aia, dar când ți-ai luat avizul și când ai venit și ai făcut solicitare și așa, știi de la început ce n-ai. Dar unde anume este terenul ăsta? Că scrie sat Himeiuș, comuna Himeiuș. În ce locație? Pe aici strada, nu? Nu scrie. Strada nu scrie și nici pe zonă, solă, parcel, măcar la putea spune. E la secret. Dacă e la secret, o să amânăm de data viitoare. Păi da. Dar n-avem aici... Este în zona Himeiuș-Fântânele aici. Avem aici, cum să n-avem? Da. E așa, realieri în sală, locuințe, împrejmuiți teren, sat Himeiuș, comuna Himeiuș, de sub Bacău. Terenul va fi reclamat în 6.800 de metri, având categoria de folosință arabil, identificat cu număr de cadastrare, aparținând proprietarilor Băcă și Muzeanu, conform actului de vânzare numărul 10. Terenul este delimitat la nord. Vezi, de teren numărul cadastral așa, la nord de drum de exploatație agricolă, la sud-est teren aparținând moștenitorilor precinte extravilan. La sud, drum de exploatație agricolă. Deci cum e? E lângă un extravilan și vrea intravilan acum? Nu, tot în extravilan. A, tot în extravilan, dar vrea din agricol. Nu, vrea să facă puz acolo. Vrea să facă puz acolo. Vrea în extravilan. Este la limită. O trecut de la 15 aprilie 2021 până la 15 aprilie. Extravilan, nu prea trebuie în intravilan.
spațiu direct, în arabil, în pădurea. În arabil, în tablan. În Când se întunec, vedeți, a pus. Dar deja tot dialogul ai împărțit cu... Deci este bine că ați luat un pic de atitudine la, la planurile astea zonale, pentru că pe mine m-au mai tras din mânecă, vă spun drept. M-au mai tras din mânecă arhitecții și așa, și zic, băi, voi la Iemeiu și la vostru ce faceți acolo? Că prea li dați așa, fără condiții, lângă Agricola, lângă nu știu... Păi, dar lângă Agricola și-au dat, lângă... s-au modificat focul din nici Agricola, ați văzut cum s-au mai putut să-și construiască. Da, păi da, păi da. Și așa mi s-a recomandat să avem un pic de grijă, dar eu sunt una... Cu lice pune și mie dar cu... Ar trebui să facem cu un pic... Agricola, eu nu prea sunt de acord. Păi eu... Tu, o comună, să super din cauza unui privat că... Da, care face afaceri pe raza comunii noastre. Știți că acum mai are un pic de amatorul? Dar nu plătești cumva niște taxe și impozite aici la comună? Doamnă, n-are niște locuri de muncă? N-are... Deci el era aici, nu-i de ieri de azi? Nu, 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 era comuna înainte de a veni el. El o vede la niște atâtești. Dar mirosul. Dar cine își construiește? Eu m-am îngrozit. Cine își construiește casă? Deci vezi ferma, vezi ventilatorul care va evacua așa mirosul și tu spui casa lui. Copiii proprietarul de teren. Tata lui a făcut pământ acolo. Care e casa cu 100 de metri? Dar problema că nu mai poate să construiască. Acum nu mai poate să construiască. Nu mai poate, că ar vrea să construiască. Chiar știu de cineva ca un... Zbunți care vor să construiască. Și nu mai. Se duce să lăsa și la fără de acord. E pe curtul de a sunt de amador. De acord se facă. Că nu se răzăște atâtea documente. Deci s-a ajuns la concluzia că au murit în ultimii ani o grămadă de cancer din zona aia, dar în tabator. Mai avem un pic și o să ne închele cu domnica, că tot o să... Deci este proces câștigat de cetățeni în procesul Avicola Internațional. Pare, doamna Sărica. Da, da, da. Vă explicați, colegi, cum? Cuzul ăsta mai precis unui militarianul ăla, că nu înțeleg oameni. Are o stradă, n-are nimic. N-are stradă pentru că îi drum de exploatare agricolă, de la Hergelia de Cai, se merge spre ăla cu apă, așa și stânga. Unii drum ăla unde am fost atunci cu dumneavoastră. E drumul de exploatare agricolă. Păi da, dar vine în spatele așa, da, așa de acolo. Îi mai spune și acolo, nu mă la barista. Și arunca, da, așa. Nu mă la barista, pentru că e folosat la barista. Am ceva. Nu mai stăm la nicio discuție. Doamna Berica. Da. Cel care întocmi proiectul, vii să discuți cu noi. Că tot doamna care a fost... Tot e, văd o mai bine o dată. Păcat că e o doamnă bine. Abonăm la... Ce din doamnă? Mai departe. Da, nu sunt dar are avizul Consiliului Județean? Cred că l-are. Nu? O trecut de... Asta nu e nicio problemă. Are aviz de oportunitate, este obligatoriu. Da. Trebuie să faci certificatul de urbanism și după aceea să obține acest aviz de oportunitate. Vreau să mai învățăm noi terenul de astea de apă. Că prea văd numai rulotii, numai garduri închise, numai tot sunt proprietare. Ce suprafețe are? 6.000.
Aici nu vorba de 200 de metri. A, dar nu era vorba. Deci ăla l-ați făceam 30 de case. Am glumit. Și ăla să vă transforma. Și ăla să vă transforma asta, nu știi? Ăla făceam. Zona mirifică. Nu păsați să vină să ne împici. Nu, da, la Gherghel. Și eu nu știu de ce l-am vorba. Și eu acord. Deci cu amânare pentru ședința următoare. Cine este pentru? Amânare, amânare. Amânare. Deci mai avem pe potrivă. Doamna Bârzu, haideți nu plecați un pic. Sunteți de acord de acum când avem puzuri să vină proiectantul să susțin un pic, să ne dea niște explicații? Cum este comisia tehnică la Bacău, așa ar trebui și aici să vină obligatoriu. Da, bineînțeles, cu adică specialitate. Ei trebuie să vină să susțină aceste proiecte. Dar noi totdeauna am fost de acord, doamnă. Cel care e interesat trebuie să vină să susțină. Deci cel interesat trebuie să vină. Dar uite, doamna trebuie... Dar ar fi cel mai bine să vină, că e una să citesc eu de acord și să stau, și altceva să vină un om de specialitate care este arhitect și care obține acest lucru. Da, să le comunicați de acum, să le comunicați de acum. Ți-l pot și le comunicați de acum. Trimit și o conștiință să se prezinte când dată vizite. Sunteți de acord așa? Deci, doamna face raportul, îi înștiințează pe domnii arhitecți care întocmesc aceste documentații să se prezinte, le spune în data de este ședința de Consiliu, doamna, în care dumneavoastră aveți... Nu, doamna, nu doamna înștiințează, doamna. Cel care e din cauză și vine cu dosarul, în momentul când vine la doamna și îl depune și o să intri pe ordinea de zi, o să aibă... Păi asta îl înștiințează, când intră pe ordinea de zi. Persoana în cauză, cum a venit domnul astăzi, Patrinche, a anunțat-o pe doamna Beureanu, așa o să anunțe și cel interesant. Trebuie să lămurim dacă asta derivă de la punctul numărul 5 sau este un nou punct la diverse. Chemarea... Păi da. Să nu se mai... Da, proiectul 6. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor de pășunat pentru anul 2022. Proiect inițial de domnul primar Slava Constantin. Uitați că de data asta o să-l prezinte domnul Vici. Da, ca în fiecare an, înainte de luna mai, trebuie aprobată șeptemul la pășunat. Că dacă nu văd o căruță, până nu numai... Să rămâne 7 ani de lei. Oile-s la stână, da. Dar lăsați-a de vașa mare, nu mai sunt. Lăsați-a de pășunați, a prins pentru persoane care nu au viață în rac. Poate, dar mai mi-e bine. Până la aia și de cu... Dar cei care au... Oile-s cărătorii cu capii, oi și au... concesiuni. Trecem la ultimul punct, care l-am aprobat astăzi pe ordinea de zi, am suplimentat ordinea de zi. Este o problemă mai dificilă. Vă rog să o analizați din toate punctele de vedere și pe o parte și pe alta. Este vorba de Consiliul de zona metropolitană. Noi facem parte din zona metropolitană. Sunt două proiecte care se bat cap în cap. Noi avem un proiect de piste de bicicliști. Știți? Care am, suntem deja la o fază avansată. Avem studiul de Ilieci. Da, Ilieci. Da. Iar cei din zona metropolitană, respectiv primăria Bacău, primăria Săucești, primăria Letea, primăria Bălcescu, Luizi Mărgura, Mărgineni, Emeiuș, vrem să depunem pe 10B1, parcă asta e axa, un proiect pentru parc auto electric la nivel de zonă metropolitană. O să dau citire materialul. Dumneavoastră analizați între cele două proiecte. Noi nu puteam accesa mai mult de 320.000 de euro prin PNRR, comuna noastră. Unindu-ne cu Bacău, facem o sumă mai mare și cu cele 6 comuni și
noi putem să dezvoltăm parcul la Bacău. 320 de mili euro, e o jumătate de autobuz după preoțurile care sunt. Dar... Depinde, dacă e la Turcii, e. Dar la Turcii sunt mai ieftine. Dar trebuie să punem în balanță și situația noastră. Domnii de la Consiliul de la Bacău au venit cu o propunere, tot pe zona metropolitană. Acum eu o să dau citire materialul, îl ascultăm și după aceea discuția o să o avem la final. Având în vedere referatul de aprobare a domnului subsemnat, așa, în calitate de județul Bacău, referatul de aprobare numărul 5279 din 27-4-2022, prin care se propune aprobarea participării Comunei Hemeiuș, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiția 1-1, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziția de vehicule nepoluante și depunerii proiectului de modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău. Raportul de specialitate numărul 5282 din 27-4-2022, întocmit de către doamna Romelia, consilier superior al compartimentului financiar contabilitate, venitul sub buget. Raport de specialitate numărul 5295 din 27-4, întocmit de către doamna Ioșa Diana Mânica, consilier superior al compartimentului financiar al compartimentului urbanism. Prevederile articolului prevederile ordonanței de urgență 124 pe 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificare și completarea ordonanței de urgență a Guvernului 155 pe 2020 privind unele măsuri pentru aprobarea Planului Național de Redresare și Reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe realizabile și realizabile în cadrul mecanismului de redresare și reziliență. Prevederile hotărârii de guvern 209 din 14 februarie 2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor ordonanței de urgență a guvernului numărul 124 pe 2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate de România prin mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea ordonanței de urgență a guvernului 155 pe 2020 privind unele măsuri iar pentru același plan. Pentru accesarea de fonduri externe, nerambursabile și nerambursabile din cadrul mecanismului de redresare și reziliență, prevederile ghidului specific, componenta 10, fondul local, privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fonduri europene aferente PNRR în cadrul apelului comun de proiecte destinat unităților administrative teritoriale și subdiviziunilor UAT-uri, UAT, prevederile legii 273 privind finanțele publice locale, prevederile articolul 146, 196, 197, 243 din ordonanța de urgență 57 pe 2019, văzând rapoartele de avizare favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Hemeiuș de Zubacău, înregistrate cu numărul 5294 din 27-4-2022, în temeiul dispozițiilor articolul 129, alineatul 2, litera B, la fel alineatul 4 și alineatul 7 din ordonanța de urgență 57 privind codul administrativ, propune se aprobă participarea unității administrative teritoriale a comunei noastre în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, componenta 10, Fondul Local Investiția 1-1-1, înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public, achiziția de vehicule nepoluante și depunerii proiectului modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane municipiul Bacău. Articolul 2. Se aprobă acordul de parteneriat ce va fi încheiat între municipiul Bacău în calitate de lider de parteneriat cu și următorii parteneri. Comuna UAT Letea Veche, UAT Hemeiuș, UAT Măgura, Luizi Călugăra, Bălcescu, Mărgine, în vederea pregătirii implementării în comun a proiectului modernizare și extindere a transportului public la nivelul zonei metropolitane municipiul Bacău. Acord de parteneriat prezentat în anexa 1 face parte integrată din prezenta hotărâre. Articolul 3. Se aprobă protocolul de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale încheiat între municipiul Bacău în calitate de lider de parteneriat și următorii membri pe aceleași comuni, în vederea realizării în comun achiziții de mijloace de transport public, autobuze electrice și stații de încărcare a autobuzelor electrice în cadrul proiectului modernizare și extindere transport public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău, protocolul de asociere prezentat în anexa 2 face parte integrată din prezenta hotărârii.
Articolul 4. Se aprobă valoarea totală a proiectului modernizare și extindere transportului public la nivel zonei metropolitane municipiul Bacău în cuantum de 72.176.627,4 lei, exclusiv TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 13.713.559,21 lei. Articolul 5. Se aprobă contribuția municipiului Bacău la cheltuieli neeligibile în cuantum de 1.084.864.000 lei, inclusiv TVA la care se adaugă TVA în valoare de 206.124,28 lei. Articolul 6. Se aprobă finanțarea de către unitatea administrativă comuna Hemegoș, județul Bacău, a tuturor cheltuielilor neeligibile corespunzătoare investițiilor aferente OAT Hemeiuș, județul Bacău, ce pot apărea pe durata atenției implementării proiectului modernizare și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău, conform prevederilor stabilite în cadrul acordului de parteneriat. Se aprobă nota de fundamentare a investiției modernizare și extinderea transportului public la nivelul zonei metropolitane a municipiului Bacău, nota de fundamentare a investiției prezentată în anexa 3, face parte integrată din prezenta hotărârii. Articolul 8. Comuna Hemeiuș se obligă să asigure spații adecvate pentru amplasarea stațiilor de reîncărcare, iar atenție, pentru autovehicule electrice, precum și toate activitățile și costurile necesare pentru punerea în funcțiune a stațiilor ce vor fi achiziționate centralizat la nivel național la Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. Se împuternicește subsemnatul să semneze acordul de parteneriat și protocol de asociere privind realizarea în comun a unei achiziții publice ocazionale ce vor fi încheiate între municipiul Bacău și partenerii menționați în cadrul articolului 23. Primarul Comunii Hemeiuș Bacău va duce la îndeplinire proiectul de hotărâre prin compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții, compartimentul financiar, contabil și venitul la buget. Prezenta hotărârii va fi comunicată primarul Comunii Hemeiuș Bacău, compartimentul urbanism, achiziții publice și investiții, compartimentul financiar, contabilitate, venituri și buget. Articolul 12. Prin grija secretarului general al Comunei Hemeiuș Bacău, prezenta hotărâre se comunică în termen legal instituției prefectului județului Bacău pentru verificarea legalității și va fi adusă la cunoștință publică în condițiile legii. Asta pe de-o parte. Cu ce vine Consiliul Local Bacău la schimb? Ne propune coridorul. Da. Prin prezent, venim în fața dumneavoastră. Când am expus problema asta, am creat valuri pentru că așa mi se pare corect. Mai bine spui omul în față, nu așteptăm să treacă timpul, să vedem ce se întâmplă și dacă e, știți, nu s-a putut. Și am exprimat punctul de vedere și am spus, domnilor, eu aș vrea pe amândouă să le prind. Eu așa am crezut că le prind pe amândouă, dar nu mi-a spus că dacă mă înscriu în zona metropolitană cu... Îmi taiați pe cealaltă. Nu mai poți să depun pe ala. Nu tai. Programul, n-am voie în program. Zic, cum facem ca să... Eu am niște bani cheltuiți și nu-i nimic de ascuns. Avem contractul de... SF-ul pentru proiectul pisti de bicicliști, care e finalizat. Avem 9 sau 10 cărți funciare pentru care am făcut demersuri la drumuri naționale când erau intabulate și ne le-a dat voie și le-am intabulat. Sunt ale noastre. Sunt bani cheltuiți care eu vreau să vă aduc la cunoștință că nu e chiar așa simplu hotărârea pe care o luăm. Nu vrem să supărăm pe nimeni, trebuie să luăm decizia cea mai bună pentru AT-ul nostru. Intabularea zonilor, da? Da, oricum, adică e clar că ați făcut foarte bine, pentru că indiferent cine face pistele de biciclete, trebuia terenul intabulat. Deci, că-l facem noi, că-l facem. Păi da, dar eram forțat și de aceeași depunere, care ulterior a venit propunerea Consiliului Local Bacău și a zonei metropolitane. Noi, la data când au venit cu propunerea, noi eram la o fază avansată cu cealaltă investiție, cu cealaltă proiect. Nu m-am pierdut.
Da. Acum, dumneavoastră sunteți cei care alegeți. Ei vă dau. Și pentru ei ar fi un plus valoare, adică pentru comunitatea noastră, pentru județul Bacău. Gândiți-vă că ne uităm în Ardeal și vedem, domnule, cum acolo se poate, cum mai au luat decizii, cum mai au putut. Hai să încercăm și noi să facem ceva, că de la Stavarache încoace nu s-a mai făcut nimic în Bacău, pentru Bacău ăsta. Toți vin să se filmează. Nu au avut cine. Da. Nu știu, sună bine. Și ăsta e un semn. Sună, nu mai contează cum îl cheamă pe primar și ce parte de asta. Vorba e să fii om. Prin prezentă venim în fața dumneavoastră cu solicitarea de asociere a municipiului Bacău cu comuna Hemeiuș, în vederea realizării în comuna unor lucrări pentru obiectivul de investiții în coridor pentru deplasări nemonitorizate pe traseul centru Bacău, cartier Gherești, Lilieci, Hemeiuș. Aici o să ne dea ceva de lucru, pentru că proiectul nostru se cheamă altfel, iar trebuie să începem cu hotărâri și cu schimbare. În temeiul articolului 35, legea 273, privind finanțele publice locale, cu modificări și completări ulterioare, autoritățile deliberative pot aproba colaborarea sau asocierea pentru realizarea unor lucrări și servicii publice locale. Colaborarea sau asocierea se realizează pe bază de contracte de asociere, în care se prevăd și sursele de finanțare, reprezentând contribuția fiecărei autorități, administrației publice locale implicate. Contractele de asociere se încheie de către ordonatorii principali de credite în condițiile mandatelor aprobate de fiecare consiliu local implicat în colaborare sau asociere. Față de cele ce precer, vă solicităm să ne transmiteți un acord de principiu în vederea demarării procedurii legale pentru realizarea acestui deziderat. Acum negocierea, să vedem cu Bănuță, că așa o sunat frumos astăzi la discuția care am avut-o. Doamna secretară a fost de față. Dar zic, domnule primar, suntem doar la o discuție, n-am semnat nimic. Pe vorbe, zic, nu face nimeni. Ei oricum despun de fonduri față de noi. Dar asta nu tot atât de adevărat, că au și mai multe cheltuieli ca noi. Nu că n-ar avea ce face cu banii. Deci eu înțeleg că domnul Bârzu, când a venit atunci, domnul Ilie Bârzu ne-a susținut zona metropolitană și ne-a spus așa că printre proiectele lor ar fi acesta cu transportul public de jur împrejur pe Bacău. Asta a fost început, după care noi ne-am mai... Dumneavoastră care sunteți membru în consiliu acolo, în, cum se cheamă, board, așa, trebuie să știți mai bine că în prezent, văd că au schimbat un pic, dar eu zic că favorabil au schimbat pe autobuzii electrice, pentru că sunt șanse foarte mari în PNRR, tot ce este cu dezvoltare durabilă, cu mediu, cu... Deci tot ce pică pe electric are șanse mari de aprobare. Suma și atunci, deocamdată. Poftiți? Suma limitată deocamdată. Da, dar acolo să știți că punctajul, deci este o grilă de punctaj și punctajul... Deci ăsta cu electricul e punctat și la mediu, și la dezvoltare durabilă, dumneavoastră știți. Deci punctajul pe astfel, pentru că și acolo nu-i sigur că se obține finanțare pe orice proiect. Deci, dar proiectul sună mai bine acum când au zis că sunt autobuze electrice. În plus, eu nu zic că pierdem pistele, că ați negocia foarte bine. Deci noi ce facem cu pistele? Și nici banii cheltuiți prin tabulări nu sunt degeaba, pentru că tot pe acolo trebuie să vină. Iar dumneavoastră deja, dacă ziceți că aveți că avem toți într-un stadiu foarte avansat SF-ul, putem să le punem la dispoziție SF-ul nostru, ca în loc de bani să le spunem, uite, noi am făcut, continuați-l voi, noi avem pe bucata noastră proiectarea. Deci să le dăm, foarte bine ați făcut, că e posibil să le facem pe amândouă. De ce să zicem că pierdem? Eu pe amândouă mi le-am dorit. Dar pe amândouă să le facem, domnul primar. Dar, nu e vreun de aici care să nu vă dorit. Deci transportul acesta interzonă metropolitană este de dorit și pentru dezvoltarea producției și a mersului și la fel și bicicletele. Deci cum merge lumea la serviciu, cu biciclete, cu autobuz, cu mașinile, ați văzut unde ajungem la prețul ăsta, la combustibil. Așa este. Noi, dumneavoastră, susțineți, am susținut, într-adevăr, proiectul ăsta dă bine și ne trebuie, este necesar. Dar știți cum noi ne adaptăm la cerințele noastre. Eu, de exemplu, până acum de când sunt primar de 6 ani de zile, mai puține probleme am avut cu solicitarea transportului.
Mi ziceți că eu n-am cu ce să... Deci dacă n-am avea două mașini în curte, pe zona asta mea, de curând e băgat un microbus la Fântânele, care e la 8, la 12 și încă nu știu când, nu-l prind niciodată. Păi aici e problema care a indicat-o în zona metropolitană. Pentru că nu există continuitate. Fiecare operator și-o luat de o comună. Pe când un autobus care să se rotească așa și să vină la... Dar eu altceva voiam să vă spun. Comuna mea, nu de transport. Cele mai mari solicitări nu sunt pentru transport. Gândiți-vă la traficul ăsta infernal pe județean, unde vreau să fac trotuare. Și gândiți-vă și pe drumul național, pe care e la fel. Deci noi avem aici, numai în zona asta, 1350 de imobili, în afară de străzile adiacente. Deci s-a rezolvat problema, așa, traficului, așa, cu autobuzile, nu? Urgența numărul 1 ar fi pistele de biciclete, chiar dacă o să fie trotuare. Dar noi, asta e programul, pe asta ne băgăm. Dar pistele nu le facem pe zona asta, pe DJ, nu le facem pe acolo, pe DN? DN, dar nici n-avem pe DN, nu-i păi n-avem loc, loc, păi știu, am renunțat. Facem trotuare. Aici sunt trotuare și rigole. Aici nu avem un aviz și pornim de drumul la licitație. Da, eu susțin transportul metropolitan ăsta. Eu v-am prezentat și o parte și cealaltă. Dumneavoastră sunteți cei care... Dar nu vi se pare acolo, de exemplu, pentru contribuția Consiliului Județean este o sumă fixă, milion și nu știu cât. Pentru oraș. Pentru oraș, iar pentru comună toate cheltuielile eligibile, neeligibile, pardon, adică mi se pare acolo nu este... Consiliul de Municipiu a venit cu o sumă, dar a spus-o pe... Da, cu o sumă fixă, da. Miliard. Iar pentru comună tot ce va fi neeligibil. Păi ce va fi? Pare... Nu trebuie să fie stațiile de încărcare, nu trebuie să fie parcare. Da, dar știți că în momentul în care nu spui ceva clar, o să spun în contract, scrie că tu îți asumi tot. Eu n-ar vrea să fim una din comunii care să refuzăm acest proiect. Nu, nu, nu. Deci municipiul Bacău are și cheltuieli neeligibile. Da, are și dar într-o sumă fixă. Da, corect. Iar comuna Hemeiuș... E calculată probabil deja. E calculată suma lor, a noastră nu-i. Este calculată ca valoarea totală. Da. Se da. Face studiul de dezabilitate acum. Da. Vom avea până luni îi studiu făcut. Da, haideți să fiu un pic mai vizionară și să mai legăm cu alte proiecte. De exemplu, dacă noi facem stațiile de încărcare electrice pe programul ăsta cu zona metropolitană, pe urmă băgăm și accesăm și noi niște microbuzi școlare, da, electrici, niște... Da, dar ne trebuie stații. Cine avem. N-are stații, n-are... Avem niște stații și pentru astea pe văzut. N-am mai aprobat ea încă patru. Le putem lega. Care stații ies primele? Da, dar avem pe alea rapid la... Alea patru. Alea patru. Da. Deci să vă spun încă o dată, iar mă repet. Nu văd avantajul, pentru că noi ca să întărim rețeaua, să luăm avizul tehnic de racordare, dăm niște bani. După care am adus-o la cheie și dăm bani la Ion. N-ar fi trebuit... Bani, domnul primar, da, vreau să fac o glumă. Să știți că a apărut o boală nouă care se cheamă anxietate, se referă la încărcatul mașinilor electrice, boala asta. Adică șoferii care au mașini electrice se uită pe bord acolo, e autonomie, 200-300 de kilometri. Și sunt disperați când aplicația le dă, poți încărca la 50 de kilometri, nu știu unde, și el când ajunge acolo la 50 de kilometri găsește 20 de mașini, care fiecare trebuie să stea pe o stație, nu știu cum. Deci s-ar putea cu stațiile astea electrice aici, Hemeiuș, să fie un paradis pentru cei cu... E greu și cu astea când avem unii aplasată. N-avem domeniu public sau la ce vă referiți? N-avem domeniu public. Dar sunt stații. Să dorim și cu și. Și trebuie să le facem undeva în apropierea transformatorilor pentru că nu cheltui banii cu noi. E cel mai corect, așa. Unde avem putere. Ar trebui luat un aviz de principiu de la cei de la Delgaz Grid pe partea de rețele electrice și întrebat care sunt punctele mai bine, de exemplu, acolo la HIT undeva, unde sunt da, deja unde este deja așa, deci da, deci păi da, am putea să le corelăm și proiectele alea depuse, că și autobuzul se poate încărca acolo, nu? Și nu mai facem alta, deci haideți să le corelăm un pic, să le gândim traseul autobuzului de alt traseu, ăla e ultimul lucru care se face.
Da, a fost bună de la vot. Omul înainte de a pleca la drum, să uită. Dom'le, am parcurs această distanță. Dacă cântă radio și ai o condiționat pornit, să duci. Da, nu știu, dumneavoastră hotărâți, pentru că eu nu pot de unul singur să iau decizia de asta. Sunt într-o parte în alta, doar nu am putea nici ce. Dom'le, da. Da. Sunt la vot. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Nu. Abțineri? Nu. Thank you.